Haideți să lăudăm pe Domnul cu cântarea Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, și cu marea de iubire inimile le încălzești. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce cu raza zei iubire inimile ne-ncălzești. O alungă nor și ceață de trecut acum, zorii zilei se ivesc, iar în suflete lumini pătrunce pe noi ne dezrobesc. Întunericul e trecut acum, zorii zilei se ivesc, iar în suflete pe noi ne desrobesc. Scoală-te, scoală-te și aleargă la Iisus. El te cheamă, vrea să-ți dea pacea sa, deci vino acum. Ți-a răpit tot ce-i bun din viața ta. Rătăcești pripiac, amice drag, care este soarta ta. Scoală-te, scoală-te și alea te cheamă, vrea să-ți dea pacea sa, deci vino acum la Iisus. Doar la cruce sus, unde sângele lui Iisus a revărsat, poți și tu ta și scăpare de păcat.
venit și eu cu păcatul meu la acest Mântuitor. Domnul m-a iertat, apoi mi-a dat viață din al său izvor. Scoală-te, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Stăm înaintea Ta, Tatăl nostru, care locuiești în ceruri, și dorim ca în această dimineață numele Tău să fie binecuvântat. Doresc, Tată bun, în ceruri, să binecuvintezi orice suflet în casa Ta în această dimineață, să le asculți rugăciunile, Doamne, să le primești la tronul Tău de milă și de har, Doamne, să ne răspunzi potrivit cu starea noastră. Binecuvintează, Tată bun, în ceruri, cuvântul care va fi vestit în această dimineață, și ajută-ne, Doamne, pe noi ca să ne sfințim, să fim potrivit cu voia Ta. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat pentru slava Lui. Amin. Să deschidem Biblia la 1 Petru, capitolul 5, începând cu versetul 5 până la 8 inclusiv. De la 5 la 8 inclusiv. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treci și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Dumnezeu pentru că și în această dimineață am putut să luăm parte la cuvântul Lui. Cred că fiecare dintre noi ne bucurăm că suntem la fața locului. Fiecare dintre noi ne bucurăm și avem un motiv în plus pentru că Dumnezeu încă ne-a mai acordat har în această dimineață. Aș dori să cântăm împreună cântarea, să o cântăm din toată inima, cântarea de n-ar fi harul tău cel mare. De n-ar fi harul tău cel mare, iubitul meu mântuitor, aș fi rămas în groapa în care nu spângâie nici ajutor. Tată, spre mine fi.
Ce dar minunat a lăsat Dumnezeu pe pământ, harul. Spune că dacă n-ar fi har, aș fi pierdut și aș plânge în zadar. Slăvit să fie Dumnezeu pentru că a lăsat încă harul pe pământ. Întreaga omenire se confruntă cu pandemia aceasta, cu criza aceasta. Cu cât înaintăm în vârstă, eu personal, cu cât înaintez în vârstă, îmi dau seama că viața este extraordinar de scurtă. Tinerii, sau chiar eu personal, când am fost mai tânăr, niciodată nu m-am gândit că viața este atât de scurtă. Să știți că viața este foarte scurtă. Când ajungem la o anumită vârstă, numai atunci ne putem da seama. Un lucru este sigur. Moartea. Moartea este sigură. Toți trebuie să plătim prin moarte, din cauza păcatului. De asemenea, locul de muncă al fiecăruia dintre noi este temporar. Muncim o anumită perioadă, intrăm la pensie și așteptăm ce? Așteptăm să trecem dincolo. Unii oameni spun că sănătatea este o avere. Este posibil. Sănătatea de multe ori o putem considera o avere. Dar ziua de mâine
Cine poate să spună din fața locului că este garantată? Poate afirma cineva că ziua de mâine este garantată? Nu. Un lucru este garantat. Veșnicia este la îndemâna oricui. Veșnicia este la îndemâna oricui. Unul singur, o singură persoană care întreține universul, poate salva ființa omenească. Acela este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Numai Dumnezeu singur poate salva ființa omenească. În versetele pe care le-am citit, din 1 Petru, capitolul 5, de la 5 la 8, în textul original se vorbește despre smerenie ca despre o haină cu care să ne îmbrăcăm. Smerenia, o haină cu care să ne îmbrăcăm. Cum ne îmbrăcăm cu trupul acesta cu o haină, tot așa este considerată smerenia o haină cu care ne îmbrăcăm. Smerenia nu doar că îl acoperă pe copilul lui Dumnezeu, ci și strălucește din viața lui. Cum poate străluci smerenia în viața unui copil al lui Dumnezeu? În viața unui pocăit, de ce să nu spunem așa? Smerenia trebuie să se vadă în viața unui copil al lui Dumnezeu. Smerenia este o virtute care nu se găsește în mod firesc în ființa noastră. Din punct de vedere firesc, smerenia nu se poate găsi în ființa unui copil al lui Dumnezeu. Noi o cultivăm pe măsură ce lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în ființa noastră. Numai noi suntem acei care putem cultiva smerenia în viața unui pocăit. Numai noi putem transforma trupul și ființa noastră cu această smerenie. Ca să înțelegem mai bine contextul, din versetul de mai sus trebuie să privim în istorie. Contextul istoric din vremea aceea ne arată că sclavii din vremea aceea purtau ca semn distinctiv o haină albă, încinsă la brâu. Așadar, când Petru ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu o haină albă a smereniei, el ne îndeamnă, de fapt, să ne slujim unii pe alții. Așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu, să ne slujim unii pe alții și să ne supunem unii altora. Eu cred că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu arată aici să ne slujim, să ne supunem unii altora numai între noi. Numai cei ce ne numim copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să ne smerim și să muncim și pentru vecinii noștri, cei ce nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru colegii noștri de muncă și pentru toți cei ce am dori și dorim să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Foarte probabil, și cred că așa este, Petru, când a scris această epistolă, se gândea și la Domnul Iisus Hristos, cum le-a spălat picioarele ucenicilor. Să știți că de multe ori m-am gândit la acest verset. În Ioan, capitolul 13, citim că învățătorul s-a ridicat de la masă, adică Domnul Iisus Hristos, și s-a încins cu un ștergar. Acesta era semnul că era smerit. Vrea să slujească. Acesta era semnul smereniei, s-a încins cu un ștergar. El era gata să slujească altora. Era gata să slujească ucenicilor. Dacă Domnul și Mântuitorul nostru a fost destul de smerit încât să spele picioarele ucenicilor. Cineva a explicat de la acest ambon că pe vremea aceea se purtau sandale fără șosete. Și picioarele, vă dați seama, umblând prin praf, nu erau,
autostrăzi, șosele, drumuri asfaltate. Era praf, erau drumuri pietruite. Cum arătau picioarele unui astfel de ucenic, unui astfel de om? Domnul Iisus Hristos a plecat și le-a spălat picioarele. Noi trebuie să fim grabnici, să slujim fraților și surorilor noastre și nu numai. Cred că fiecare dintre dumneavoastră vă gândiți și ne gândim, și eu personal mă gândesc că am putea fi ultima generație care am putea trăi pe pământ. Deci ce ar trebui să facem? Să îmbrăcăm această haină smereniei, să dovedim că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, nu numai aici, nu numai duminica și vinerea după masă. În fiecare zi trebuie să ne îmbrăcăm cu haina smereniei. Trebuie să vă spun cu tristețe, din păcate, foarte mulți frați și surori de la această criză pandemică n-au mai venit la adunare. Nouă, ca și copii al Dumnezeu, nu trebuie să ne fie frică. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i cerceteze, să umplem din nou adunarea. Nouă nu trebuie să ne fie frică. 1000 să cadă în stânga, 1000 în dreapta. De noi nu se va atinge nimeni. Dacă vom fi credincioși și dacă ne vom îmbrăca, cum spune Apostolul Petru, cu haina smereniei. Aș dori să ne ridicăm în picioare și cu frații să ne rugăm Dumnezeu ca să ne ajute să ne îmbrăcăm cu haina smereniei și să fim adevărații slujitori pentru semenii noștri. Te slăbim și te binecuvântăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri, și în numele scump și drag a Domnului Iisus vrem să-ți mulțumim și în dimineața aceasta pentru tot ce ai făcut. Faci și vei face pentru noi, pentru fiecare. Amin. Îți mulțumim pentru dragostea ta. Îți mulțumim pentru iubirea nemărginită cu care ne iubești și iubești întreaga lume. Slavă ție, Doamne! Te rugăm, ai milă!
de fiecare dintre noi. Amin. Dă-ne putere să ne putem zmeri, Doamne. Pentru că și la zmerii ne trebuie putere de la Tine. Te rugăm, Doamne, să lași harul Tău și binecuvântarea Ta în casele noastre, Amin. În familiile noastre, în mintea și inima noastră. Amin. Vrem, Doamne, cu tot ce ne-ai dat, să Te slujim pe Tine din întreaga viața noastră și din întreaga inima noastră. Amin. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Eu îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care din dragoste pentru Tine au venit și astăzi să se închine înaintea Ta. Primește-ne pe fiecare așa cum suntem. Și ajută-ne, Doamne, ca fiecare dintre noi să ne putem zmeri înaintea Ta, ca smerenia noastră să-ți fie plăcută Ție. Amin. Amin. Cu mulțumire, Tatăl nostru, care ești în cer, vin și eu în această dimineață. Mulțumim-ți, Doamne, că și cu dragostea ta cea mare ai făcut ca și în această dimineață să stau în casa ta, să vreau slavă, să vreau mărțare, Doamne, pentru că ce ai făcut pași și din pașa viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru o săptămână binecuvântată de Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru putere, pentru tot, Doamne, ce ne dai. Te rugăm, Doamne, ca și cu planul în continuare, cât ne ții pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, să-i dai putere, să-i dai biruință, ca să putem o zi, o săptămână și viața cât o stăm pe pământul acesta cu Tine, suflet, Doamne. În ultimul rând vreau să-ți aduc înainte bolnavii din poporul pe care revarsă, Doamne, har, unguiere, liniște și sănătoșire dragului peste sufletele fiecăruia. Dă-ne, Doamne, putere ca toți împreună să putem să facem numai scumpă voia Ta. Doamne, îți binecuvântez, Doamne, în numele și meritele Domnului Iisus. Amin. Te slăvim, Tatăl nostru care ești în ceruri. În numele scumpă Domnului Iisus îți mulțumim, Doamne, pentru că ai lăsat harul acesta ca și în această dimineață să petrecem în casa Ta. Slavă, slavă Ție, Doamne, pentru că avem harul acesta, Doamne, și beneficiem, Doamne, de prezența Ta, Doamne, în vieții noastre și în zilele noastre și în casa. Doamne, aș vrea să ne binecuvântezi pe fiecare, Doamne. Amin. Te rugăm. Primește, Doamne, cerurile noastre, Doamne, mulțumirile noastre, la tronul milei Tale, Doamne, și răspunsurile Tu prin binecuvântările. Am vrea, Doamne, să ne sfințești pe fiecare pentru Tine și pentru Împărăția Ta. Te rog, Doamne, binecuvântă și pe fratele Ștefan, Doamne, soția Lui, Doamne, care este în Tale, Doamne, indecotul, Doamne, mai Tu poți face. Noi nu putem face altceva decât să mijlocim la Tine, Doamne. Te rog, Doamne, binecuvântă, ca deplină pace, liniște, bucurie, sănătate, Doamne, în continuare, să fie, Doamne, unul cu altul și astfel, numele Tău să fie proslăvit pentru mai mare număr. Te rugăm, Doamne, în continuare, noi rămâi la cârmă. Amin. Ocupăm locurile și mai dăm slavă Domnului prin cântarea Nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai apărat. Nici nu mai știu. Pierdut, nici nu mai știu.
nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai mângâiat, dar știu că a fost prezența ta și ulei turnat pe rana mea și vasul meu. Câți dintre noi am putea să numărăm lacrimile pe care ni le-a șters Dumnezeu? Cred că niciunul. Am uitat să anunț la începutul acestei rugăciuni, fratele păstor se află la Ogna Jugătag, la invitația fratelui Ciutac. Am dorit ca în următoarea închinare să ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească și pe fratele păstor acolo. Uneori noi ca oameni, de multe ori firesc, ne gândim astfel și de multe ori ne gândim. Chiar și eu personal, de multe ori am căzut în această extremă.
ar trebui alții să ne slujească. Ar trebui alții să-mi slujească mie, nu eu lor. Fiindcă eu sunt mai în vârstă. Eu am o poziție socială. Am un rang mai înalt decât al lor. Nu, fraților. Acesta este un mod greșit de gândire al tuturor oamenilor. Eu așa cred că este un mod greșit să gândim astfel. Când Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să gândim altfel, când a spălat picioarele ucenicilor, El nu s-a gândit. Imaginați-vă cine a fost și cine este Domnul Iisus Hristos când a spălat picioarele ucenicilor. Hristos avea o poziție și un rang mai înalt decât ucenicii săi, decât toți oamenii care trăiau în acele timpuri pe pământ, un rang mai înalt. El s-a smerit, spălându-le picioarele. Învățătorul cu adevărat avea o poziție și un rang mai înalt decât oricare dintre noi. Și totuși, iată că El le-a slujit altora. Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui, le-a slujit altora și ne slujește și nouă astăzi. Stă și în ceasul acesta și ne slujește mijlocind în fața Tatălui pentru fiecare suflet aflat aici sau în altă parte, din bolnavi care n-au putut să ia parte cu noi la adunare. El a fost gata să se încingă cu ștergarul, iar Petrul ne îndeamnă să fim gata să purtăm haina albă a unui sclav pentru a sluji smeriți altora. Acesta este îndemnul lui Petru în această dimineață, să fim gata oricând să ne încingem cu haina albă a unui sclav pentru a sluji smeriți altora. Învățătura apostolului cu privire la supunerea unii față de alții este contrară firii pământești, firii noastre. Este contrară la supunerea unei vieți față de alții, este contrară firii multor și intereselor egoiste ale oamenilor. Mândria, să știți că este opusul smereniei. Dacă noi vom avea mândrie, nu vom putea fi smeriți. Mândria este opusul smereniei. Mândria ne împiedică să ne supunem altora. De ce să mă supun eu fratelui meu? De ce să mă supun surorii mele? De ce să mă supun vecinului meu? Mândria este opusul smereniei. Ea ne face să căutăm respectul și cinstea din partea celorlalți. Ne îndeamnă să ne înălțăm mai presus de alții. De aceea apostolul Petru ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu smerenie. Smerenia este un dar nemaipomenit pentru copiii lui Dumnezeu. Trebuie să-l învățăm în această dimineață. De multe ori, eu personal am alungat smerenia de el către mine. Nu am fost smerit. Să ne păzească Dumnezeu să ne dezbrăcăm de haina smereniei. Smerenia este o podoabă extraordinar de frumoasă. Unii consideră că smerenia oamenilor este o prostie. Contrar cuvântul, Dumnezeu spune că smerenia este o podoabă extraordinar de frumoasă. Unii oameni care nu știu ce înseamnă smerenia spun că este o prostie. Și uite, și n-aș vrea să folosesc cuvinte care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu, cum apreciază oamenii din lume smerenia la pocăiți. Smerenia este o podoabă frumoasă. Chiar și cei care nu citesc Biblia îndeajuns înțeleg frumusețea smereniei și sunt dezgustați de multe ori de mândrie. Smerenia este una dintre cele mai frumoase haine pe care le poate îmbrăca
În capitolul 3 al aceleași epistole, Apostolul Petru ne scrie despre podoba unui duh blând și liniștit. Podoba unui duh blând și liniștit. Blândețea, să știți că este soră geamănă cu smerenia. Blândețea este soră geamănă cu smerenia. Dacă ați observat multe femei din perioada aceasta și cele trecute, chiar și bărbați, se îmbracă cu diferite podoabe, cu inele, cu lănțișoare, cu tot felul de bijuterii de argint. Dar Apostolul ne învață că podoaba blândeții este de cea mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu aurul, nu argintul, nu lănțișoarele. Podoaba blândeții este de cea mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Ne ridicăm sus și cu surorile să rugăm pe Dumnezeu ca să ne îmbrace cu această podoabă a smereniei. Doamne, Tatăl nostru, care ești în cer și în pământ, cu smerenie și cu iubirea Domnului de Hară, îți mulțumim pentru toate lucrurile și binecuvântările care se vede în inimile noastre și în sufletele noastre, când îi plântează strat și durori pe cei ce ne vadă din cuvânt. Îți mulțumim, Doamne, și vin chiar la poziția Domnului Iisus Hristos, care a spus de vin pe Tatăl, din tot sufletul, din toată inima, din tot cugetul și cu toată puterea. Astăzi, Doamne, vin și îți mulțumesc, Tatăl, și te laud și pe binecuvinteze, și Tatăl nostru, și Dumnezeul nostru, care nu o să și creștem și prin dragostea ta, ne-ai dat cu Iisus ca Mântuitor și Păstor ce-a fost. Îți mulțumesc, Doamne, și te rog să ai milă și pe cei bolnavi care și să-i curățări și să-i sfințări și să sfințări numele Tău cu viețile noastre. Și să-i ajuți, Doamne, ca să nu vor fi frică, pentru că Tatăl nostru și Dumnezeu nostru stăm sub tocătirea Lui și ne păzăște și ne ocrotește în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Să înțelegem că cel mai important lucru din viața noastră este să slujim pe ceilalți, nu să fim slujiți. Învață-ne ce slujbă să facem pentru a fi de folos fraților noștri. Deschide-ne ochii la nevoile lor astfel încât să le primim acele nevoi pe care ei le au. Aș vrea să ne binecuvânteze pe toți cei care suntem adunați în această dimineață, biserică. Îți mulțumim că doar dragostea ta și protecția ta a făcut că în această dimineață să fim sănătoși, să putem să venim aici. Ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt bolnavi, care sunt acasă și sunt în suferință, să te atingi de trupurile, să le ascunzi rugăciunile, să le vindești bolile și să le îngești viața. Ne rugăm pentru toți cei care sunt afectați de această boală. Sunt mulți frați pe care îi știm, din diferite părți, așa se binecuvintesc pe toți cei care sunt bolnavi, Doamne. Sunt slujitori care sunt afectați de această boală. Așa să îi ridici de bărbatele, ca să poată să te slujească. Ascultă-ne în această dimineață, pentru că ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Ce vreau să spun, să-ți mulțumesc pentru că în această dimineață suntem în orașul Ferentinal. Să începem în tot timpul să ne vedem, să ne vedem, să ne vedem și la umbință, Doamne, că continui să ne vedem, 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 să se poate da și înapoi în casa ta, Doamne, și să asculte cu un părere de semne.
Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În Matei capitolul 11 cu versetul 29, acest verset nu doar că ne arată sursa odihnei pentru sufletele noastre, ci ne descrie și smerenia în Iisus Hristos. Iisus Hristos a luat jugul și l-a purtat pentru păcatele mele și a dumneavoastră, pentru păcatele întregii lumi. Ne descrie și smerenia în Iisus Hristos. El, exemplul desăvârșit de smerenie, afirmă: eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul Iisus Hristos este blând și smerit cu inima. Luați jugul meu, spune Domnul Iisus, ca să fiți și voi blânzi și smeriți cu inima. Multe popoare din antichitate, din vechime, nu considerau smerenia o virtute. Parcă nu exista în vocabularul lor cuvântul smerenie, ci o priveau ca pe o trăsătură a servitorilor și a sclavilor. Însă în acest verset, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost cu Tatăl la facerea lumii și care acum stă la dreapta Lui, se numește pe sine blând și smerit cu inima. Slăvit să fie numele Lui. El ne spune că este un domn și un învățător smerit. Dacă El este așa, noi, fraților și surorilor, cum ar trebui să fim? Domnul Iisus Hristos este blând și smerit cu inima. Noi, cum ar trebui să fim? Smerenia este un cuvânt sau o expresie foarte delicată, un cuvânt delicat pentru unii, să fii smerit. Când spun că m-am trudit din greu să fiu smerit, oare este un lucru bun? M-am chinuit, m-am trudit din greu să fiu smerit, dar deja mi-a scăpat printre degete această virtute, smerenia. Noi nu trebuie să ne chinuim, să ne forțăm să fim smeriți. Smerenia ne determină să fim împăciuitori cu frații și surorile noastre. Nu, ea e absolut necesară pentru a fi împăciuitori. Nu putem avea pace cu fratele nostru sau cu Dumnezeu dacă avem mândrie în inimă. Mândria trebuie să dispară din inima unui copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să închei spunându-vă o propoziție. Spune: arată-mi un om împăciuitor și mi-a arătat un om smerit. Arată-mi un om împăciuitor și mi-a arătat de asemenea un om smerit. Dumnezeu să ne ajute să îmbrăcăm, începând cu această dimineață, haina albă a smereniei. Amin. Ne ridicăm în picioare și vom încheia ora de rugăciune rugându-ne împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm și greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În timpul unei cântări în comun vor intra copiii.
Iar după cântarea în comun, frați, surori, tineri care vor să slujească pe Dumnezeu prin cântare, poezie, vor avea loc. Spală-mă în râul dragostei. Spală-mă în râul dragostei, umple-mă de plin cu bucurie sfântă, setea sufletului satură.
Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului lui și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Dacă două mâini repele nu te-ar ține ori mereu, te-ai opri în clipe grele și privind cu dor la stele, ai vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Ai vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Dacă două vechi zăvoare nu te-ar ține sun mereu, ai șopti ce meșteroare scoate păsări cântătoare și ți-ar spune orice floare Dumnezeu. Și ți-ar spune orice floare Dacă marea-n străinării nu te-ar ține rom mereu, ai striga în largul zării, cine-i tatăl îndurării, și ți-ar spune valul mării Dumnezeu.
Dacă ți-ai vedea veșmântul care îmbracă vechiul eu, ai uda cu plâns pământul și privind cu drag cuvântul, vei simți în piept pe Sfântul Dumnezeu. Vei simți în piept pe Sfântul Dumnezeu. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului. Credeți că Dumnezeu te poate cerceta și printr-o cântare? Pe mine m-a cercetat când cânta cântarea Nu-i nimic la întâmplare, Domnul m-a cercetat. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Tu nu mai sânge. Cine e străin pribeac, cine e de-ai cu dor tu pribegești? Pentru cine te-a brăzdat bice fără număr? Ce lăsat rana de pe umăr? Pentru cine te-au brăzat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat decât spin și ură. Numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. Pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întreg și sunt vinul noile. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe acei ce pierd acum ultima chemare. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe acei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i numai sta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată.
cașa ta n-are să mai bată. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Domnule, cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și tu m-a făcut Lui. Intrat cu laude pe porțile Lui, intrat cu cântări în porțile Lui, lăudat și binecuvântat numele Lui. Că Domnul este bun, și bunătatea Lui ține în vest și credincioșia Lui din neam, din neam. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și cei ce aveți Biblia, vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. După aceea, era un prasnic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acelea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, i-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului. Tată drag, ne amintim de Domnul Iisus, cum a umblat pe pământ, cum s-a apropiat de cei nenorociți, cum i-a iubit, cum a avut răbdare, cum i-a căutat. Doamne, știm că astăzi El continuă lucrarea la dreapta Ta. Vrem să profităm de această lucrare, vrem să ne lăsăm transformați, vrem să ne mântuiască prin viața Lui, așa cum spune Scriptura. Mă rog să binecuvântez cuvântul citit, mă rog să te înduri de mine și de toți cei ce ascultă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. M-am bucurat sincer de slujirea celor ce au cântat în această dimineață. Mă gândeam, o să anunțe fratele Petrică la final, că o să fie sărbătoarea mulțumirii. Și o să fie poate prima sărbătoare în care n-avem masă, n-avem agapă. Și poate pentru unii e prea ciudat, cum să fie sărbătoarea mulțumirii fără o masă. Dar mă gândeam cum ar fi să fie o sărbătoare de asta cu agapă și dintre toți numai vreo 2-3 să aducă câte un platou. Cum ar fi? Ar fi săracă masa aia, nu? Nu ne-am săturat. Dacă vrem să fie o sărbătoare frumoasă, o agapă frumoasă, trebuie tot să aducă câte ceva. Și în dimineața asta m-am bucurat că au fost mai mulți care au adus, foarte sincer vă spun, cântările, versurile, atitudinea, felul în care au fost alese toate lucrurile, cred că au adus slavă lui Dumnezeu și cercetarea inimilor noastre. Vă rog în continuare și vă îndemn să faceți lucrul acesta pe după masă, pe vineri, veniți pregătiți, veniți să faceți
sărbătoarea care avem aici mai bogată. Textul pe care l-am citit este un text mai complex și dacă veți citi mai departe, veți observa că vorbește despre sabat și veți observa că acest eveniment a declanșat multă ură și oamenii s-au hotărât să-l omoare pe Iisus pentru că el călca ziua sabatului. Și e un text mai complex și vă spun de la bun început că nu o să intru în lucrurile acestea, nu-i scopul meu în această dimineață. Aș vrea să mă opresc la minunea aceasta pe care a făcut-o Domnul Iisus. Biblia ne spune că era în Ierusalim, era o scăldătoare care se numea Betesda. Betesda înseamnă casa milei. Dacă o să vă uitați pe internet, dacă o să vreți să căutați, o să găsiți niște poze din Ierusalim, de la această scăldătoare, care a fost descoperită destul de recent. Arheologii au săpat, au găsit-o și aveți ocazia să o vedeți pe internet dacă vreți. Nu-i doar o poveste, există și dovezi arheologice în sensul ăsta. Dar cred că ar trebui în această dimineață, când ne apropiem de textul nostru, ar trebui să ne imaginăm puțin scena de acolo. Am auzit de multe ori întâmplarea asta, o știm pe de rost, știm toate evenimentele, cum a curs această întâmplare. Însă, poate n-am stat niciodată să ne imaginăm ce a fost acolo. Gândiți-vă că Biblia spune că era o mulțime, zăceau o mulțime de bolnavi. Erau mulți bolnavi și toți zăceau acolo. O mulțime, nu știu cât de mare putea să fie mulțimea asta, dar cred că era mare. Și spune că erau orbi, erau șchiopi, erau oameni uscați, adică paralizați sau invalizi. Nu e așa că atunci când poate ai ocazia să stai lângă un orb sau un nevăzător, te cuprinde așa un sentiment și ți-e greu să stai. Nu că ai avea ceva cu el, ci pur și simplu vezi o realitate cu care nu ești obișnuit. Să stai cu un om care e în scaun cu rotile, să petreci o zi cu el. Dintr-o dată ai începe să simți alte lucruri, să simți lucruri pe care nu le-ai simțit poate până atunci. Dar imaginați-vă scena asta, era o mulțime de orbi, de șchiopi, de invalizi, era o mulțime de bolnavi. Un lucru la care mă gândesc este că orbii nu vedeau când se tulbura apa. Dar ei puteau să meargă. Ei ar fi putut să meargă spre scăldătoare, numai ei nu vedeau. Alții vedeau. Numai nu puteau să meargă. Singura șansă în locul ăla era să ai pe cineva. Să ai pe cineva, poate un frate, un părinte, un copil, să stea lângă tine și dacă tu ești orb, tu nu vezi când se tulbura apa, dar vede el. Și repede spune, hai să mergem. Și te duce în scăldătoare. Dacă ești paralizat, tu nu te poți mișca. Și ai nevoie de cineva care să te ducă acolo, că nu te poți mișca. Oamenii ăștia treceau printr-un ciclu repetitiv, obositor. Primul pas pentru ei, sau prima stare, era speranța. Toți vineau acolo cu speranță, cu speranța că se vor vindeca. Veneau de acasă și ziceau, mă duc astăzi, vreau să mă duc la scăldătoare, la Betesda. După ce ajungeau toți acolo, începea al doilea pas, a doua stare, așteptarea. Și toți așteptau. Și așteptau cu mare atenție, cu mare răbdare, cu nerăbdare, dacă vreți. Toți așteptau mișcarea apei, dar evenimentul ăsta, mișcarea apei, se întâmpla destul de rar. Biblia spune, din când în când. Și toți stăteau și toți se uitau și stăteau și se uitau și așteptau și așteptau. După ce așteptau, la un moment dat, probabil se tulbura apa. Și începea a treia etapă. Știți care era etapa aia? Toți se luptau să ajungă acolo. Nu știu dacă vă imaginați scena. Țineți minte când au început în România promoțiile astea de Black Friday și reducerile. Să călcam oamenii în picioare pentru ce? Pentru un kilogram de zahăr și pentru un litru de ulei. Oamenii atâta de egoiști, atâta răutate aveau în ei încât
se călcau la propriu în picioare ca să pună mâna pe un kilogram de zahăr. Acum imaginezi ce era acolo. Când nu era în joc un kilogram de zahăr, ci sănătatea lor, însănătoșirea lor, o nouă șansă pentru viața lor, se tulbura apa și pot să-mi imaginez ce luptă era acolo. Pot să-mi imaginez cum se îmbulzeau fără să le mai pese de nimic. Pot să-mi imaginez că dacă era unul paralizat și poate numai o mână și-o putea mișca, cu mâna aia se tăra și trăgea tot corpul să ajungă în apă. Era singura lui speranță. Și după etapa asta a îmbulzelii, apărea ultima etapă, dezamăgirea. Pentru toți, în afară de unul, apărea și etapa asta. Pentru că n-a reușit să fie primul și n-a reușit să se vindece. Imaginați-vă cât de grea era această stare. Vii cu speranță. Da, de astăzi va fi. Aștepți și tot aștepți. După ce aștepți, te avânți, te arunci spre acea scăldătoare și n-ai reușit să ajungi. Și pleci dezamăgit acasă. Biblia ne spune că la acea scăldătoare era un om și dintr-o dată imaginea se concentrează pe un singur om. Un om care era bolnav de 38 de ani. Acest om era singur și n-avea pe nimeni. M-am întrebat, oare cum a ajuns acolo? Oare n-avea pe nimeni în general sau n-avea pe nimeni în ziua aceea? Mi-am pus multe întrebări. La un moment dat spune că atunci când se tulbură apa, până să mă duc eu, spune el, se pogoară altul. Cumva el se putea mișca, cumva, nu-mi dau seama, poate era invalid numai de picioare, nu-mi dau seama. Dar făcea ceva ca să ajungă și el, dar ajungea prea târziu. Și avem pe acest om înaintea noastră, bolnav de 38 de ani. N-am reușit să-mi imaginez ce înseamnă asta. Eu n-am trăit sănătos 38 de ani, dar voi bolnav ca să-mi pot imagina starea lui sau ce ar putea fi în mintea unui astfel de om. Bolnav de 38 de ani. Era acolo și era acolo singur. Însă în acea zi, pe la scăldătoare, avea să treacă Fiul lui Dumnezeu. Avea să treacă acela care știa că este bolnav de multă vreme. Așa spune. Iisus, fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, s-a apropiat de el. Avea să treacă acela care era gata să-l ajute. Vine Domnul Iisus la acest om și îi pune o întrebare ciudată. Care e întrebarea? Vrei să te faci sănătos? Nu știu, pentru mine e o întrebare ciudată. Dar când mă gândesc că Domnul Iisus nu pune nicio întrebare fără rost, nicio întrebare prostească, Domnul Iisus nu s-a scăpat și a spus o perlă. Nu. Domnul Iisus o știu ce întreabă, a pus o întrebare, vrei să te faci sănătos? Domnul Iisus știa pentru ce sunt oamenii acolo. Domnul Iisus știa că ăsta e bolnav de multă vreme. Știa toate lucrurile astea și totuși îi pune... Nu era evident că vrea să se facă sănătos? Păi de ce era acolo? Nu ca să se vindece? Și dacă nu era acolo, orice bolnav vrea să se facă sănătos. Nu, așa gândim și noi. Dar Domnul Iisus totuși pune această întrebare. Oare de ce pune Domnul Iisus întrebarea aceasta? Vrei să te faci sănătos? Eu m-am gândit la două variante și aș vrea să vi le împărtășesc. O variantă ar fi că era o întrebare despre sinceritatea lui, cu privire la sinceritatea lui. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îl întreabă, măi, tu chiar vrei? Tu chiar îți dorești? Tu ești sincer în dorința ta? V-ați gândit vreodată că sunt oameni care nu vor să facă sănătoși? Sunt oameni care nu vor să se facă sănătoși. Sunt oameni care au ajuns într-un confort din care nu mai vor să iasă. Sunt oameni care s-au obișnuit cu boala și cu starea lor atât de bine încât nu mai vor să iasă din starea respectivă. Există un confort al omului bolnav. Pentru omul sănătos există o grămadă de responsabilități. Pentru omul bolnav acele responsabilități se diminuează și sau chiar se anulează. Am fost
trei zile, două zile și un pic la pat. Nu știu, o răceală, m-a ținut un pic la pat. Și dintr-o dată am fost eliberat de niște responsabilități. Dintr-o dată, Carmen nu s-a mai așteptat să o ajut în anumite privințe. Cu copiii, de exemplu. Și m-am simțit bine. M-am simțit bine și mă gândeam, când ar fi bine să mă vindec? Cam să mai stau o zi sau? Glumesc. Nu știu dacă știți despre cerșetori din străinătate, românii noștri. Știți că ei câștigă sute de euro pe zi? Te duci la un astfel de om și spui, măi omule, tu nu ești bine, tu ar trebui să munci. Vrei să te faci sănătos? Vrei să te pui pe picioare? Și el spune nu. Nu. De ce? Pentru că starea respectivă e mai avantajoasă pentru el. Un bărbat care e bolnav la pat, el nu trebuie să meargă la muncă. El nu trebuie să aducă bani în casă. Nu poate să aducă bani în casă și e scutit. El e la mila tuturor. Din potrivă, vin oamenii și îi dau. Și știi cum e? Nu te superi pe un om care are probleme. Nu vrei să te superi pe el. Da, dar pe unul sănătos ai alte așteptări de la el. Oamenii străzii, mă uitam la niște interviuri din America, în unele zone în America, oamenii străzii duc foarte, foarte, foarte bine. Sunt oameni care unii, altă dată au fost profesori, oameni cu școli mari, au lăsat totul și s-au dus pe stradă, pentru că e o viață fără grijă. Și ascultați cum spun ei. Îi spun, stau pe stradă și mă droghez. Și nu știu de unde am bani de droguri, dar mă droghez. Și bine, și n-am treabă să mă duc la muncă. Și spuneau, nu cred că vreau să mă întorc. Și zice, și dacă mi-ai dea un apartament? Și nu, zice, am un pat pe stradă, dorm bine pe stradă, nu-i frig. Îs atâtea restaurante care îți dau mâncare gratuită ca să nu arunce. Îs atâtea proiecte care îți dau adăpost și... Nu mor de foame dacă ești omul străzi în America sau în alte țări civilizate. Nu mor de foame. Și mulți sunt confortabili în această stare. Însă eu personal nu cred că asta era starea omului nostru. Eu cred că el vroia sincer să se facă bine. Eu cred că el nu era mulțumit cu starea asta. Eu cred că el nu s-o complăcut și-o spus mai bine bolnav. Eu nu cred asta. Eu cred că întrebarea Domnului Iisus nu era despre sinceritatea lui, ci era despre statornicia lui, despre speranța și nădejdea lui. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îl întreabă, mai vrei să te faci sănătos? Sau ai renunțat? Ești statornic în dorința asta de a te face sănătos sau te-ai dat bătut? Cam asta e întrebarea. Spun doctorii și asistenți, de cei ce îngrijesc pe bolnavi în ultimele clipe ale vieților lor, spun că dacă te uiți la un om, imediat poți să-ți dai seama care e atitudinea lui cu privire la viață. Sunt unii care vor să se facă sănătoși și să fac sănătoși. Auzeam despre femeie la 90 ceva de ani, au căzut, au avut o ruptură, în 6 săptămâni din nou umbla. Altul la 60 de ani pică la pat și nu mai vrea să trăiască. Nu spune cu gura vreau să mor, dar pur și simplu nu mai are pentru ce să trăiască, nu mai are la ce să se întoarcă și are așa o stare în care se mulțumește, se dă bătut. Și pentru că se dă bătut, nici corpul nu mai luptă cu boala, nici nu mai e interesat. Și încetul cu încetul se stinge. Când am fost, acum, cred că vara trecută am fost în America, unul dintre verișorii mei a zis să mă ducă la Disneyland, un parc de distracții, cu tot felul de jocuri. Am zis, măi, eu nu, no, mă gândeam, nu-s copil, nu o să mă bucur eu de lucrurile astea, dar am zis, hai să merg. Și acolo am văzut că oamenii ăștia au pregătit tot felul de activități pentru toate categoriile de vârstă. Dacă ești copil mic, dacă ești... Orice categorie de vârstă se poate simți bine acolo. E o atmosferă interesantă. Dar la un moment dat îmi spune, uite, hai să mergem pe un trenuleț de ăla care te dă peste cap și te învârte și te dezvârte și... Eu am avut o experiență înainte cu așa ceva și am zis, băi, n-are rost. În timp ce ești în trenulețul ăla, sunt atâtea forțe care trag de tine, te apasă, te... încât tot te lupți ca să stai acolo și să reziști. Și zic, pentru mine lupta e mai mare decât bucuria, decât plăcerea. Deci să mă duc să mă chinui. Și la insistențele lui m-am dus.
După ce am ieșit, mi-a părut rău. M-am chinuit, pur și simplu. Trupul meu a fost supus unor forțe grele și m-am chinuit și când m-a dat peste cap și nu mai știam pe unde ies și așteptam să se termine cursa respectivă. Dar un lucru interesant acolo. La un moment dat, când ești cu trenulețul ăsta, te urcă și știi că după ce te-ai urcat, dintr-o dată e o cădere. Acum, pentru mine, urcarea respectivă era foarte chinuitoare. Că știam ce urmează. Știam că atunci când începe căderea, simt că îmi rămâne stomacul sus și nu e o stare bună deloc. Și tot anticipând momentul ăla, ziceam mai un metru, mai jumătate de metru, acum, tot anticipând, mi-am dat seama că mă chinui. Eu cred că asta era starea acestui om. Aș vrea să vă explic. El zicea, sper să mă vindec. Sper că astăzi o să fie ziua mea. Și urca și dintr-o dată cădea. Nu reușea să se vindece. Și tot mergea pe trenulețul ăsta și tot era învâltoarea asta, dacă vreți, în dezamăgirea asta, în ciclul ăsta de speranță și deznădejde, încât Domnul Iisus spune, tu mai vrei sau te-ai săturat deja? Cu cât ai așteptări mai mari într-o anumită situație, cu atât e mai mare dezamăgirea. Cu cât ești mai sus pe trenuleț, cu atât e mai mare căderea. Cu cât te expui mai mult și îți dorești mai mult, cu atât suferi mai mult când nu se întâmplă. Să zicem că, nu știu, un soț și o soție au probleme, se despart. Unul dintre ei vrea să se împace. Poate amândoi vor, se împacă. Și dacă unul își face așteptări mari, celălalt îl va dezamăgi din nou. Și iar se despart, și iar se împacă, și iar își facă așteptări. La un moment dat nu o să mai vrea. Mă gândeam ce exemplu aș putea să dau. Și poate ar fi un exemplu bun să ne gândim la un tânăr care vrea să căsătorească. Un tânăr își dorește să căsătorească. Se apropie de o fată, discută cu ea, vorbește cu ea, își face așteptări, să visează mire, să visează tată și așa mai departe. Și la un moment dat fata asta îl lasă baltă. Și el e dezamăgit. După care spune, măi, asta e viața, trebuie să mă duc mai departe și mai încearcă o dată. Și se duce cu altă fată și vorbește cu ea și el e serios. Și fata e neserioasă și iară lasă cu ochii în soare. Și el e dezamăgit. Își face așteptări și așteptările sunt înșelate, ajunge la dezamăgire. Acum vă întreb, de câte ori poate să facă un băiat chestia asta? De două ori? De trei ori? După câteva încercări, știți ce va zice omul ăsta? Nu mai vreau. Și acum eu dacă l-aș întreba, nu mai vrei să te căsătorești? El a zice, nu că nu mai vreau să mă căsătoresc, eu nu mai vreau să trec prin tot procesul ăsta. Asta e problema, înțelegeți? Dacă s-ar putea căsători așa într-o secundă și toate ar fi bune, el ar vrea să se căsătorească, dar el nu mai vrea să treacă prin procesul ăsta, prin durerea aia, prin dezamăgirea aia, prin tot chinul respectiv. Când vine Domnul Iisus la slăbănogul ăsta, asta îl întreabă, tu vrei să te faci sănătos? Tu mai ai putere să mai treci odată? Tu mai ai speranța aia? Tu mai vrei să încerci odată? Sau deja te-ai dat bătut? Dacă omul ăsta, după cum vedem, nu a răspuns, nici da, nici nu. Nu a răspuns direct la întrebare, dar mă gândesc în felul următor. Domnul Iisus spune, mai există vreun strop de speranță în tine că te vei vindeca? Mai există acea dorință aprinsă? El putea să spună, și orice om poate să spună, dar cum să nu vreau să mă vindec? Dar nu despre asta e vorba. Cumva aș vrea să înțelegem că după întrebarea asta se află altceva. Aș vrea să înțelegem că dorința merge mână în mână cu speranța. Când dispare speranța, dispare și dorința. Mai încerc să vă dau un exemplu. Am văzut tineri care trebuie să dea examenul de bacalaureat. Întrebe un tânăr, tu vrei să iei bacalaureatul?
Păi cine să zică nu? Cum să nu vreau? Toți vor. Acum uitați-vă ce se întâmplă. Vine un astfel de tânăr la mine și îmi cere ajutorul, îmi cere sfatul. Și când își dă seama cât de greu e și câtă pregătire și câtă muncă trebuie să existe ca să-și ia bacalaureatul, și ce spune? Eu de fapt nu mai vreau. În loc să spună mie mi-e frică, eu mă tem că nu o să-l iau, mă tem că o să fiu dezamăgit, el spune eu de fapt nu vreau. Și ce spune după aia? Că eu nu vreau carieră, că eu mă mulțumesc cu... Măi, dar la început ai spus că vrei. Bacul nu-i ca... Dacă ții bacul, nu înseamnă că vrei carieră. Dar dintr-o dată omul, pierzându-și speranța, spune că nu mai-și dorește. Înțelegeți? Când un om își pierde speranța de reușită, el spune nici nu mai vreau. În felul ăsta ne protejăm noi. Bolnavul, în versetul 7 spune, ăsta e răspunsul bolnavului, Doamne, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa. Ce credeți că e un răspuns pozitiv sau negativ? Răspunsul bolnavului, da, vreau să mă fac sănătos, dar n-am pe nimeni, sau îi nu vreau și n-am pe nimeni? N-avea pe nimeni, dar vroia? Da. Așa înțeleg și eu. Nu mergi degeaba, exact. Probabil el nici nu mai zis, Doamne, vreau, că evident că vrea. Dar el spunea, Doamne, vreau, numai că e imposibil. Nu se poate. Doamne, vreau, dar degeaba vreau. Eu tot vreau, numai nu se întâmplă. Sau, Doamne, vreau, dar nu-i suficient să vreau. Am nevoie de cineva care să mă ducă, eu singur aici. Vedeți, dacă bolnavul ăsta răspundea Domnul Iisus direct, vreau, atât. Scurta discuția. Era vindecat mai repede. Poate că era pregătit pentru ziua respectivă. Eu cred că era pregătit. Dar mă gândeam că de multe ori avem răspunsuri de genul vreau, dar. Și începem să spunem. Tu vrei să fii bine? Vreau, da, problema... Nu se poate, din cauza cutare. Și știm foarte bine explicația pentru care nu se poate. Mă gândesc că aceste răspunsuri sunt o pierdere de vreme înainte lui Dumnezeu. Să explicăm noi lui Dumnezeu de ce nu se poate. De ce nu se poate rezolva problema noastră? Doamne, eu aș vrea, dar înțelege-mă și tu că uite, asta e și asta... Și nu spun, într-adevăr, n-avea pe nimeni, era o explicație sinceră, reală, nu a fost un om care să se plângă, să minte, nu. O spus adevărul. Numai mi se pare că o pierdu vremea. De multe ori astfel de răspunsuri sunt o pierdere vreme înaintea lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să învățăm să răspundem direct Domnul Iisus și lui Dumnezeu. Să spunem vreau. Să spunem da. Să vorbim mai concret. Acum, omul ăsta nu știa cine e Domnul Iisus. Nu știa cine e omul dinaintea lui. Că mai departe vin iudeii și spun, băi, nu ți este îngăduit să-ți iei patul? Și spune el, spune, da, dar cel ce mi-a zis, ridică-te și umblă, acela mi-a zis să-mi iau și patul. Și atunci eu l-am ascultat. Și zice, cine e acela? Dar Biblia spune, el nu știa cine. El nu știa că e Domnul Iisus. Mă gândeam că omul acesta avea în minte o singură soluție. Care era soluția lui? Scăldătoarea. În mintea lui nu putea să intre o altă soluție. El nu se putea gândi că mai este vreo variantă. Nu știu dacă ați auzit ilustrația cu un om care era într-o barcă și tot vâslea și la un moment dat ajunge într-o strâmtoare și era în fața lui o stâncă și nici cum nu putea să treacă. Și când încerca să lovea barca de stâncă și să lovea barca de stâncă și omul ăsta a început să facă o rugăciune și a spus, Doamne, te rog, ia stânca din calea mea, te rog, ia piatra asta și du-o de aici, să pot trece. Și s-a rugat o dată, de două, și de trei ori și Dumnezeu tot i-a spus nu. Și Dumnezeu la un moment dat i-a spus, eu am altă soluție pentru tine. Eu vreau să cresc nivelul apei, ca tu să treci mai departe. Înțelegeți? Țineți minte ce zicea Pavel cu țepușul. L-am rugat de câte ori pe Dumnezeu? De trei ori. Și Dumnezeu a spus, nu. Dar ce a spus Dumnezeu?
Eu am altă soluție. Harul meu îți este de ajuns. Vedeți, noi ne uităm și spunem, Doamne, dacă nu dai stânca asta din calea mea, eu nu pot. Și Dumnezeu are altă soluție. Și Dumnezeu zice, eu vreau altă, eu vreau să cresc apa, nu vreau să dau la o parte stânca. Omul ăsta se uita la scăldătoare și singura lui soluție, speranța era scăldătoarea. Și el spune, Doamne, e imposibil, că asta e soluția și soluția asta nu se poate împlini. Eu n-am pe nimeni. Dar Domnul Iisus avea alte soluții. Să uită Domnul Iisus la acest om și spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dacă prima a fost o întrebare ciudată, asta mi se pare o poruncă ciudată, imposibilă. Cum să-i spui unui paralizat, scoală-te, ridică-ți patul și umblă? El trebuia să spună simplu, Doamne, Tu nu mă vezi, Tu nu Te uiți bine la mine, m-ai întrebat dacă vreau, și acum am spus să... El nu știa că e Iisus. Repet, el nu știa că e Iisus. Omul ăsta putea să spună, Doamne, nu pot, cum să mă ridic? Știți cum e? Stăm la pat, nu știu, 10 zile și nu mai putem umbla. Că ți se atrofiază mușchii. Dar 38 de ani, să nu umbli, e o nebunie să încerci să te ridici în picioare, nu? E o nebunie să ai așteptarea asta că atunci când vei încerca, mușchii tăi vor lucra normal și vei avea putere în ei. Nu? E o nebunie. Aici e o lecție importantă și pentru mine asta e centrul mesajului. Care dintre cele două elemente e primul și care e al doilea? Între minune și ascultare. Între vindecare și ascultare. Care credeți că e primul? Ascultare. Mai întâi trebuie să fie o ascultare și apoi se întâmplă minunea. Vă dau câteva exemple. Vindecarea celor 10 leproși. Vin la Domnul Iisus. Iisus ce le spune? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și parcă dacă aș fi fost acolo, aș fi vrut să zic, Doamne, dar mai întâi vindecarea, nu? Și apoi mă duc să mă arăt. Și nu a fost vindecare până nu s-a arătat. Nu-i ciudat. Nu-i ciudat, parcă ne așteptăm să fie invers. Mai întâi să fie minunea și apoi să facem ce ne spune Domnul Iisus. Amintiți-vă de cucerirea Ierihonului. Ce-a fost acolo? Care a fost ordinea? Ascultarea, minunea sau minunea, ascultarea? Care a fost prima? Ascultarea. Dar ascultați și cât de grea a fost ascultarea. Să te învârți o zi. Nimic. A doua zi, nimic, a treia zi, a patra, a cincea, să tot asculți și să nu-ți vină să dai în cap la Iosua și să zici, du-te mă de aici că ai luat o raznă. Să asculți de Dumnezeu, să asculți de Iosua, să faci ce trebuie să faci până la ultimul punct. Și când ai făcut ultimul punct, cad zidurile. Gândiți-vă cât de greu a fost. Gândiți-vă la Naaman, la vindecarea lui. Vine Naaman la Elisei. Și Elisei nici nu iese din casă la el. Nici nu iese din casă. Și spune, du-te și scaldă de 7 ori. Și știți ce era în mintea lui Naaman? Nu-i bine. Naaman zice, păi eu mă așteptam să vină să iasă afară și să facă hocus pocus, să-și pună mâna peste mine și eu mă așteptam să fie minunea mai întâi și după aia să ascult ce-mi spune el. Și avea niște slujitori înțelepți și spune, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut lucru mare, ai fi făcut. Așa tu, du-te și scaldă-te. Și merge Naaman și se smerește și se scaldă odată și iese cu lepră, se scaldă a doua oră, iese cu lepră, a treia oră, dar tot ascultă, ascultă până se întâmplă vindecarea. Vedeți diferența față de viața noastră? Noi ne așteptăm invers. Să se întâmple ceva și apoi să ascultăm. O să vreau să cântăm o cântare la final care spune... Și mă ridic în numele lui Iisus. Mă gândeam că nu trebuie să simți puterea pentru ca să te ridici, ci trebuie să te ridici ca să simți puterea. Mă gândeam care a fost ordinea în mintea omului ăsta, că a fost și o minune, dar și ascultare. A fost o sincronizare foarte interesantă. Omul ăsta s-a ridicat, dar nu s-a ridicat prin puterea lui.
Dar nici nu a așteptat să vadă cum îi se întăresc picioarele, ci să, vedeți, e ciudat puțin. E ciudat cum omul ăsta ascultă și exact în momentul în care ascultă, primește puterea. Poruncile lui Dumnezeu sunt imposibile, ca și porunca asta. Domnul Iisus se duce la slăbănog, la paralizat și spune, scoală-te. E o poruncă imposibilă. Și poruncile lui Dumnezeu față de noi sunt imposibile, să știți, pentru omul natural. Când Dumnezeu îmi spune mie să iubesc, e imposibil. E imposibil. Dar trebuie să fac ceva. Trebuie să ascult chiar dacă e imposibil. Slăbănogul a ales să asculte cu toate că știa că e imposibil. Și în momentul în care a ales să asculte, a venit puterea peste el. Aș vrea să poposim câteva clipe la gândul ăsta. Să ne amintim de acest principiu. Că Dumnezeu așteaptă ascultare chiar și în lucrurile care par imposibile. Dumnezeu așteaptă să ascultăm de porunca Lui cu toată seriozitatea. Mă gândeam că poate sunt oameni care sunt în depresie de multă vreme. Și depresia e o stare în care ești trist și ești trist și nu găsești sens, nu găsești bucurie. Când vine Biblia și spune, bucurați-vă neîncetat, bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, spune Biblia cuvântul ăsta. Și tu spui, no, mai întâi aș vrea să simt ceva și apoi să mă bucur. Nu, nu se întâmplă. Când Biblia îți dă o poruncă, Dumnezeu îți vorbește printr-o poruncă sau printr-o promisiune, tu trebuie să crezi, tu trebuie să asculți și ascultând se întâmplă acele lucruri, primești și puterea. Puterea vine în urma ascultării. Nu trebuie să simt puterea ca să mă ridic, ci trebuie să mă ridic ca să simt puterea. Vrei să vezi o schimbare în viața ta? Vrei să vezi o schimbare în familia ta, în biserică? Poate îi spune, da, cum să nu vreau? Asta e un răspuns așa clasic, cum să nu vreau? Pe Domnul Iisus nu cred că l-ar fi mulțumit un astfel de răspuns. Nu spune, nici măcar nu pierde vremea să spui, eu vreau, dar știi că nu se poate, cu ăla nu se poate, cu cealaltă nu se poate, cu problema aia nu se poate, așa m-am născut. Nici măcar asta nu poți să spui, sau n-are rost să spui. Știți ce trebuie să spunem? Trebuie să spunem ce-a spus Petru la pescuire. Știți cum a zis Petru? Doamne, toată noaptea ne-am trudit, dar la porunca ta, cuvântul ăsta îmi place, la porunca ta ascult. Doamne, dacă tu spui, eu ascult. Și mi-am dat seama că Petru chiar a prețuit porunca Domnului Iisus. Mai gândiți-vă la un episod. Domnul Iisus umbla pe ape și Petru vrea să meargă la el. Ce îi spune? Poruncește. Petru se uită la Domnul Iisus și spune, no, Doamne, ca să se rezolve situația, tu trebuie numai să-mi poruncești. Și eu ascult. De ce nu a spus, Doamne, cheamă-mă? Petru a spus, dacă ești tu, poruncește-mi. Poruncește-mi că eu înțeleg că la porunca ta eu ascult și vine puterea. Petru nu sta să se uite, nu, oare s-a întărit apa de lângă barcă ca să pot să calc. Nu, a zis, e nevoie de o poruncă și de o ascultare. Porunca Domnului Iisus și ascultarea mea. Și Petru a ascultat de poruncă, nu de capul lui, și s-a dus pe ape. S-a cufundat după aia. Dar mai poposesc câteva minute. Spuneam și marți la tineri un lucru care l-am văzut în viața Domnului Iisus. Pe Domnul Iisus îl asculta mulți oameni, dar foarte puțin împlineau. Să știți lucrul ăsta. Și Domnul Iisus s-a dus la ei și a spus, de ce tot îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu împliniți? Oamenii l-ascultau pe Fiul lui Dumnezeu și nu împlineau. Le vorbea, le plăcea ce spunea Domnul Iisus, îl considerau un proroc, un om cu mare putere, cu mare înțelepciune și totuși nu făceau. Și în inima Domnului Iisus se naște o durere. Și o să uitați prin Evanghelie și o să vedeți că tot repetă ideea asta. Dacă m-ați iubit, ați împlinit, tot ascultați, ascultați, ascultați și nu împliniți. Ce-i cu voi? Vine la un moment dat cineva la Domnul Iisus și spune, ferice de mama ta, ferice de cea care te-a născut,
și așa mai departe. Și știți ce spune Domnul Iisus? Mai ferice de cel și împlinește. Domnul Iisus cumva spune, mă, termină cu prostiile astea. M-am săturat deja să veniți voi să vă dați sfinți și cu replici de astea pompoase. M-am săturat. Fericii de cel ce aude și împlinește. Ăla-i fericit. Duminica trecută, după ce am plecat de la adunare seara, am ajuns acasă și Beni a fugit direct sus în cameră. N-am știut ce a făcut, ne-a chemat și a spus, era așa foarte emoționat și a spus, tati, am aruncat telefonul la gunoi. Și eu mă gândeam, ce a trecut prin cap la copilul ăsta să arunci? Mai făceau ei prostii, mai luau jucările, aruncau pe scări și trebuia să-i ceri și să spun, măi, jucările nu se aruncă, jucările am plătit pe ele, nu le stricăm. O primit un telefon de la socrul meu și mă uit în gunoi, zice, nu ai aici dincolo, mă duc dincolo, îl iau și încep să-l cer și spun, măi, Beni, ce-a fost în capul tău? De ce ai făcut lucrul ăsta? Și când îl certam, începe să plângă și spune, dar tati, nu, tu ai spus așa. Mi-am amintit că în seara aia vorbeam la biserică aici și am spus așa, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Du-te acasă, am spus, și aruncă televizorul pe geam, așa am spus. Și el a luat cuvântul ăsta, l-a adaptat și s-a gândit așa. Și ascultați, 4 ani. Și ar trebui să ne umplem de rușine. S-a gândit, uite, telefonul ăsta pentru mine e valoros. Toată ziua mă uit la el, toată ziua vreau să stau pe el, trebuie să renunț la el. Și l-a aruncat la gunoi. Am început să plâng. Și am spus, Doamne, uite cum un copil îi sincer și ascultă. Și cum noi ne umplem capul cu atâtea predici și nici măcar un pic nu împlinim. Amintiți-vă de durerea Domnului Iisus. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu ascultați? De ce pretindeți că mă iubiți dacă nu ascultați? De ce spuneți toate lucrurile astea? Și-a trecut Iisus pe lângă atâția oameni. Iisus! Nu un predicator slab, Iisus. Și oamenii nu l-au băgat în seamă. Le-au plăcut, o suna frumos, poate și-au luat notițe, poate o spus și la alții și viața lor nu s-a schimbat. Cred că e momentul să trecem la împlinire. Cred că e momentul să luăm mai în serios lucrurile astea. Vrei să fii plin de Duhul Sfânt, frate drag? Oh, cum să nu vreau? Nu cred că vrei. Eu personal nu cred. Că dacă ai vrea, ai face ce spune Biblia. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin vorbirea voastră. Cam asta e versetul. Vrei să fii plin de Duhul Sfânt? Nu-L întrista ca să plece de la tine. Nu te goli de El prin apucăturile vorbirii tale. Pocăiește-te, cere-ți iertare, controlează-ți vorbirea. Dacă vrei. Vrei să fii fiu al Tatălui din ceruri? Vrei să fii desăvârșit cum este Tatăl din ceruri? Este o poruncă pentru asta. Știți care e porunca? Iubiți pe vrăjmașii voștri ca să fiți fii ai Tatălui din ceruri. O, eu vreau să fiu desăvârșit, dar nu pot să iert, nu pot să iubesc, nu pot să binecuvintez, nu pot să fac nimic. Eu vreau Duhul Sfânt, dar toată ziua vorbește, nu trebuie? Nu merge așa. Mă uit la copiii mei și să nu credeți că sunt niște sfinți. Nu sunt sfinți. Au neascultări în fiecare zi, au răutate, au egoism, au toate lucrurile astea. Dar văd cum sincer se pocăiesc. Când își dau seama, dacă le spun o pildă, dacă le spun o învățătură din Scriptură, să opresc în momentul ăla și își cer iertare, fără să le spun eu. Și mă uit la copii ăștia și spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai pus în viața mea. Vreau să fiu ca și ei. Vreau să fiu așa ascultător. Să știți că ei nu pot dormi dacă ne ascultă. Ei nu pot dormi dacă au ceva neclar în mintea lor, ceva ce nu au împlinit, dar noi putem. Aș vrea să cântăm cântarea care spune și mă ridic în numele lui Iisus. Dacă se știe, cântați împreună cu noi. În timpul cântării facem și colecta, frate Sorin.
se bizuiesc pe înțelepciunea lor și nu se bizuiesc pe puterea lor. Dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim pe puterea Domnului și mari. Și vrei să te ridici, de putere ai slăbit și nu mai poți păși. Ridică privirea în sus, El nu te va lăsa, El așteaptă ca să spui: mă voi ridica. Și mă cei din jur mă vor prigoni, eu știu că mâna sa mă va sprijini. Doar brațul său ce sfânt, doar brațul său ce sfânt, doar brațul său ce sfânt mă va ridica și mă să ne rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să fac câteva anunțuri. După masă nu va mai fi întâlnirea la ora 18, ci la 17, la ora 5, pentru că s-a schimbat ora. Duminica viitoare vom avea cina, să ne pregătim să stăm la masa Domnului, și tot duminică vom avea sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea roadelor. Cum a amintit și fratele Andrei, nu va mai fi cu agapă. Noi vom putea mulțumi Lui Dumnezeu pentru sărbătoarea mulțumirii prin rugăciune, prin cântări, poezii, deci să ne pregătim pentru duminica viitoare. Cu harul și pacea Domnului, biserica este liberă.